Regele Mihai a decis să îi retragă calitatea de membru al Ordinului Coroana României în grad de ofițer primarului general al capitalei Sorin Oprescu, arestat pentru fapte de corupție, a anunțat luni 7 septembrie Casa Regală. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile Statutului Ordinului Dinastic Coroana României din 30 decembrie 2011, potrivit comunicatului Casei Regale. Sorin Oprescu a fost informat printr-o scrisoare din partea Cancelariei Decorațiilor Regale despre retragerea acestui ordin. Procurorul Capitalei Sorin Oprescu a fost reținut de procurorii DNA sâmbătă-noaptea, iar duminică, cu puțin timp înainte de miezul nopții, magistrații Tribunalului București au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele Edilului, care a fost dus în arestul Poliției Capitalei.